La aproape 2 ani, micuța Ama poate avea propriul vlog de călătorie. A zburat de peste 15 ori cu avionul, a fost plimbată în țări în care unii doar visează, toate acestea datorită părinților ei, Xenia și celebrul DJ Sasha Lopez. Bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună! S-a plimbat ceva, Ama. Trebuie să recunosc că eu sunt foarte fericit că sunteți astăzi aici în studio. Nu de alta, dar de fiecare dată când am intrat în legătură cu voi, erați plecați cu nu știu ce vacanță și eu trebuie să recunosc, sunt invidios de fel. Hai, Cove, că te urmăresc și eu și văd cum te distrezi și tu în weekendul. Încerc și foarte frumos. Încerc și cu motorul. Da. El este invidios și pe Ama, că nu știu dacă a zburat de 15 ori. Suntem invidioși pe viața altora. Da, deci, da, așa suntem noi întotdeauna. Și întotdeauna se pare că, da, am vrea să fim în alt loc. Cât avea Ama când a zburat prima oară cu avionul? Ați plecat foarte mică, nu? Cât avea? Două luni și jumătate, da. Da, a fost cea mai frumoasă vacanță și cea mai liniștită. A fost într-adevăr vacanță. Când a plecat la drum lung de 600 de kilometri. Da, exact, după nașterea surpriză în altă țară. Așa? La 5 zile ne-am întors în București. Da. Și a fost cumva prima vacanță. Cum reacționează atunci când, mă rog, zburați cu avionul? Cum se comportă? Părinții sau... No. Da. Ama e bine, noi avem grijă de ea acasă. Părinții sau pasagerii? Da. Da. Nu, sincer, zborul îi place maxim, nu e o problemă cu asta, doar că e un copil activ care vrea să exploreze și... Ah, ok. Nu e chiar odihnă pentru noi, mai nou. Până la un an a fost. Adică... Dragi părinți, călătoriți până la un an. Da, vreau să le zic, pentru că după aia este un pic mai greu, nu poți să călătorești și să vizitezi tot ce vrei, o să cauți all inclusive. Da, clar. Să știi, o să vrei plajă, o să ieși, să te duci pe plajă, dacă se întâmplă ceva copilul în cameră, hai, stai acolo, eu stau la o bere. Nu mai poți să vizitezi tu Valencia, Barcelona, să te duci prin muzee, gata, s-a terminat, cumva... Bine că am călătorit cât era și mică, am călătorit foarte mult. Ați avut vreo peripeție cu ea să se îmbolnăvească? Eu am călătorit cu Thomas și Otită, Roseo la infantum și toate nenorocirile. Cum e la voi? Sincer, nimic. Doar, mă rog, mai nou, noi am resimțit fiecare dintre care a ieșit. Nu ne invidia. Da. Adică noi nu dormim de un an și 7 luni, deci nu ne invidia. Eu abia de 11 luni, mai am. Să ne bați recordul. Nu mă opresc aici. Da, mă rog, asta e cu erupția dentară. Mereu, orice se întâmplă, are febră, e un pic mai mărâită, zicem, hai că e erupție dentară, dăm vina pe erupție dentară, într-o zi trece, suntem ok. Dar încă nu doarme toată noaptea? Vă treziți cumva în fiecare noapte? Hai să începem, nu doarme 4 ore legat? Nu doarme 4 ore legat? Da. O alăptez și ea, da, fiind fică de artist, așa. E foarte sensibilă la durere. Tata a mai luat-o la câteva concerte și ea a prins entuziasmul și adrenalina aia și adorme mai târziu. Da, e bine așa cum Perfect. Este. Când plecați în vacanțe, cam câte bagaje luați cu voi? M-am învățat să adică e genul de mamă care ia acolo toată casa, cumva? Nu. Am învățat să le înjumătățim. Și nu luăm trusă medicală, că știi cumva îți programezi, ok, dacă iau trusă medicală, înseamnă că vom avea nevoie de ea, așa că nu luăm trusă medicală, nu... Chiar de curând ne-am întâlnit cu prietena mea în Milano și zice, uite, de fiecare dată când veniți în Italia, veniți cu Ama, ne vedem și niciodată nu ai sticluțe la tine, mâncare, ce o să mănânce? Da. Păi ce o să mâncăm și noi? Adică niciodată n-am avut problema asta. Suntem foarte relaxați, mergem pe flow și cumva lucrurile se leagă. Aveți un ajutor în vacanță? Aveți bonă sau doar voi trei plecați? Doar noi trei și mai nou uneori și Joy. E cățelul Joy care ne ajută în vacanțe. O mai ține ocupată pe Ana, pe Ama, ține, pe avion. Da. Exact. Ultima destinație, ultima călătorie în care ați fost? La Como am fost acum o săptămână, în Italia. Am fost în Turcia și Egipt și o să mergem în acest weekend la Odessa. Nouă ne place mult în Ucraina la Odessa. Mergem cea mai bună mâncare. Cea mai bună mâncare. Și cam asta. O să mai am și niște show-uri pe afară și am zis să ne facem și vacanțele pe acolo. O să mai am și în Mexic să văd dacă pot să-mi duc și toată familia acolo. Bun. Dacă nu se închide cumva din toamnă iarăși, cum ne sperie toată lumea, eu sper că nu, pentru că artiștii în sfârșit au început și să simt și eu că fac și oamenii vor să audă muzică și concerte și cluburi. Înțeleg că ați întâlnit-o pe Ama cu bunicii de curând, nu? Da, bunicii nu prea au văzut-o, că a fost și pandemie și noi am călătorit în alte părți. Cum a fost? Cum a fost întâlnirea cu ei? Cum a fost cu socri? Aia, da! Da, frumos! Am noroc de socri!
Așa. Cred că după declarația acum, asta am și mai mult. Așa zic, asta zic. Da. Da, a fost frumos. Ama adoarme, se trezește în altă țară cu bunei lângă ea, deci e frumos pentru ea. Acum am văzut-o pe bunica din Italia, mergem să vedem pe bunica din Chișinău, îi mulțumim pe toți și... Foarte bine. Da. Ne mai ajută bunicii, că mai lucrezi și tu la proiectul tău și... Da. Voiam să o întreb pe Xenia. Noi ne știm, mă rog, am mai ieșit așa împreună, suntem foarte buni prieteni și voiam să te întreb despre proiectul tău nou. Să ne dai câteva detalii, este foarte interesant și ar fi păcat să nu ne spui despre el puțin. Ce frumos! Da, nu știu, cred că să încep cu începutul. Totul a pornit de la convingerile mele că eu sunt puternică, ambițioasă și din cauza asta am gestionat două afaceri în București, am lucrat pentru niște oameni foarte influenți, dar de fiecare dată când escaladam în nou munte, îmi dădeam seama că de fapt nu este muntele meu și nu mă face fericită și odată cu apariția mea s-au intensificat lucrurile astea și atunci am înțeles că trebuie să învăț, să-mi ascult sufletul meu. Am făcut foarte multe cursuri, am citit foarte multe cărți și acum în sfârșit am învățat să fac alegeri care mă fac fericită și asta a schimbat viața mea, a schimbat viața celor din jurul meu. Astfel am lansat un proiect, așa, o școală a sufletului, unde ajut oamenii să-și audă sufletul. Cumva oamenii cumpără timp, timpul pe care eu l-am investit să învăț aceste greșeli, să parcurg această cale, ca să le ușuresc calea lor. Deja 250 de suflete au participat la primul proiect. Este o psihologie spirituală, să zic. Și a fost cu succes. De curând lansez un concurs de 3 zile. Pe Instagram-ul meu sunt toate detaliile. Exact. Și o să fie din ce în ce mai frumos și mai grandios și cu siguranță magic. Paftă multă! Da, paftă multă, da. Da! Eu te susțin. Da, toate, deci chiar am noroc de soțul meu. Ce frumos! Frumos și frumos! Olivia. Da! Mulțumim tare mult. Mulțumim de vizită! Și noi să aveți o vară așa cum vă doriți. Mersi. Și să ne revedem cu bine! Așa, vă mulțumim foarte mult! Mersi.